Judecătorii au făcut public motivarea condamnării jurnaliștilor de la Antena 3 în procesul cu Laura Codroacovesi. Ei spun ce gândeau, ce i-au premeditat. Premeditarea actului jurnalistic ofensator este un criteriu agravant al răspunderii civile delictuale reținut de Curtea de Apel Ploie, subliniere ti în stabilirea cuantumului majorat al daunelor morale față de cel stabilit de instanța de fond în procesul dintre sublinierei Fadna, Laura Codroacovesi, sublinierei Antena 3, se arată în motivarea instanței. Potrivit documentului, Curtea de Apel Ploie, subliniere ti, a reținut ce actul jurnalistic ofensator a fost unul premeditat, aspect care reiese din mai multe probe menționate, între care invitarea în emisiunea subliniere-F-ului Departamentului de Investigații, arătând ce aceasta nu e prezent în mod întâmplător, sublinierei ce avea un material anume pregătit, prezentarea făcut de către realizator, vreau să vedau dezvăluirea promis, dezvăluirea lucrată azi de... Cu privire la această întâlnire conspirativ, sublinierei alte elemente ce sunt de interes public cu privire la doamna procuror, sublinierei F, ce ia dosarul lui. Încă din 2011, când el descoperise relația dintre sublinierei de bani, de mit, de subliniere pag, de influencare a magistraților, sublinierei alte relații ale lui cu magistracii. Pagina 25, transcript. Prezentarea denaturată a unor imagini reprezentând o întâlnire în spațiul privat între reclamant apărât, sublinierei un alt coleg, ca fiind întâlnire conspirativ. În privința apărâtei. Intenția direct în lezarea valorii sociale ocrotite, dreptul la viața privată, reiese din punerea în discuție, în cadrul unei emisiuni ce avea ca subiect presupuse implicări în sevâr, sublinierea de fapte de corupție a unor înalți demnitari, inclusiv a reclamantei părâte, a unor aspecte privind viața privată a acesteia, ce nu contribuie în niciun fel la dezbaterea unor teme de ordin general. În ceea ce îl prive, subliniere-te pe părâtul. Intenția direct reiese din termenul folosit, subliniere amalizare, cu referire la fapte petrecute cu 3 zile în urmă, precum sublinierei din prezentarea aceleia, sublinierei întâlnirea reclamantei părâte cu un coleg ca fiind întâlnire de mafioci. Utilizarea termenului de mafioci în acest context inducând publicului ideea de corupție, se precizează în motivarea curții. Instanța a avut în vedere, în stabilirea sumei care reprezintă daune morale, cadrul în care au fost făcute afirmațiile denigratoare, gravitatea, sublinierei consecințele acestora. Faptul ce acestea au avut loc în contextul unei dezbateri de interes general, național, la o televiziune națională, sublinierei în cadrul unei emisiuni ce se bucur de maxima audiență, la o oră de maxima audiență, ce au fost preluate ulterior pentru mai multe zile, sublinierei în mediul online, precum sublinierei de alte televiziuni, calitatea feptuitorilor de jurnal, sublinierei de formator de opinie, asocierea lor în sevâr, sublinierea faptelor ilicite, forma de vinovăție a activității delictuale, intenția direct, inexistența unei verificări corespunzătoare realizate de acest, sublinierea înaintea emisiunii, sublinierea.
sublinierei posibilitatea de a folosi alte exprimări în cursul dezbaterii, dar sublinierei funcția public de maxim important deținut de reclamant apărât, aceea de înalt reprezentant al sistemului judiciar, procuror sublinierei Faldna. Valorile sociale lezate sublinierei modalitatea producerii atingerii acestora. De asemenea, judecătorii au apreciat ce relațiile uneia dintre apelantele părâte pun sub semnul întrebării noțiunea de bun, credința acesteia în exercițiul liber ci de exprimare sublinierei de informare a publicului. În acest context, Curtea de Apel a apreciat ce, prin obligarea părăcilor la plata, în solidar, a sumei de 300 de mii lei cu titlu de daune morale către reclamant apărât are loc o compensare a prejudiciului cauzat acesteia prin încălcarea drepturilor sale la onoare, demnitate, reputație, imagine sublinierei viac privat. Acest cuantum al daunelor morale este rezultatul reaprecierii tuturor criteriilor de determinare a daunelor morale stabilite jurisprudențial sublinierei redate în paragraful precedent, sublinierei, totodată, al recinerii unui nou criteriu agravant al răspunderii civile delictuale nevalorificat de către prima instanță, sublinierei anume. Forma de vinovăție a intenției directe, premeditarea actului jurnalistic ofensator. Cuantumul stabilit de către curte nu este de natură a restrânge libertatea de exprimare a jurnal sublinieretilor mai mult decât este necesar, nu are un efect disuasiv asupra interesului acestora de a participa la discutarea chestiunilor de interes general sublinierei, în niciun caz. Nu se poate susține faptul ce reprezintă o sumă exorbitant pentru apelanții părăci obligați la plata daunelor morale, în condițiile în care acești sublinieretia nu au depus diligente pentru a dovedi modul de afectare a patrimoniului lor, se precizează în motivarea instanței. Curtea de Apel Ploie sublinierei a decis, la data de 20 martie, ce sublinierea Faldna, Laura Codruca Covesi, va primi suma de 300 de mii lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la părăcii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugurciu Vic sublinierei SC Antena 3.